Salutare, eu sunt Cristi și vai ce îmi place când face așa harta în colț când încerc și eu să filmez cu F1. Bun, de acum o să încep așa. Salutare, eu sunt Cristi și astăzi revin cu un nou episod din Hexit și astăzi, în sfârșit, după nu știu câte episoade în care ne-am plimbat și noi, o să facem o casă. Oh, da. Știu că posibil să nu fiți foarte entuziasmați la auzul acestei vești, dar n-am ce să vă fac, din păcate chiar trebuie să-mi fac o casă, pentru că am văzut că mulți mi-a zis că, băi, aruncă ce e useless și ia-ți mai multe backpack-uri. Dar, din păcate, nu prea funcționează așa, adică am și eu nevoie de un loc în care să-mi țin itemele și mă refer aici la mai mult de niște backpack-uri. Așa, asta e, de fapt. O să craftez câteva plank-uri. Și plus de asta, hai să zicem că aș putea să mă car cu chestiile astea. Vreau o zonă bună pentru că o să vreau să fac și niște construcții. Și pe lângă construcții vreau să folosesc și tinkers-ul. Bine, în momentul de față, nu știu cât de mult m-ar mai ajuta pe mine tinkers constructul. Pentru că, cred că vă dați și voi seama că sunt destul de în față încât Tinkers Constructul ăla cu pentru mine nu este chiar cel mai, nu știu cum zic, important lucru. Nu găsesc cuvântul bun. Nu e chiar așa de important, pentru niște, habar n-am de fapt, chiar nu știu, o să văd ce să fac. Dar tot aș vrea să folosesc Tinkers Constructul, plus că vreau și un portal către Nether, că până acum n-am ajuns deloc în Nether. Așa. Bun, cred că nu mai am nevoie nimic de pe aici. Și hai să vedem. În partea asta o să fac căsuța. O să fac, de fapt, stai așa. Întâi de toate, vreau să craftez următoarele. Vreau să de fac pastea plank-uri. Și din plank-uri vreau să mai fac și câteva stairs și, bineînțeles, câteva d-astea. Fensuri. Așa. Vreau să, adică am o idee de casă pe care o să o fac, o să fie ceva, nu pot să zic, chiar asemănător cu ce făcusem în alianță acum un an, dar e ceva asemănător cu ce făcusem în alianță acum un an, așa că, da, vă puteți face o idee. Bun, așa, aici, pe aici o să fie intrarea și, nu așa. Aș avea nevoie de un topor, dar un topor ar fi chiar foarte bun în momentul de față dacă vreau să fac chestii cu mult lemn, adică de fapt cam numai cu lemn. Oh, da. Și acum vine partea cea mai interesantă a tuturor țelilor mele. Momentul în care stau și mă chinui să construiesc chestii, pentru că ne știți și voi că nu sunt cel mai bun builder. Spre deloc, chiar. De fapt, am altă idee. Aș putea să-l pun pe ăsta aici. Dar n-arată chiar așa de genial. Oh, well. Să mă gândesc cum o să arate, cum ar arăta mai bine. Bun, deci până aici o să fie ceva de genul ăsta. Intrarea. Apoi, în zona asta vreau să fie un contur făcut cu oakwood. Bine, vă dați seama, asta nu o să fie din casă, ci efectiv o să fie un fel de platformă pe care o să fie casa. Deci, ceva de genul cum făcuse banana, ca să fiu mai aproape de adevăr. Da, cred că așa ar fi bine. Stați. Bun, cred că așa e ok. Arată puțin mai ciudățel, dar este ok până la urmă, zic eu, în partea asta. Hai să vedem cum o să iasă. Apoi vreau să fac un fel de zonă în partea asta în care să pun anvil-uri și chestii. În partea asta o să umplu, bineînțeles, cu
Cu ou cu plencuri? Nu cu plencuri, stai, deci. Da, astea sunt loguri și astea sunt plencuri, deci am nimerit, să zicem. Cred că în partea asta ar veni suficient, sau nici nu știu, una, două, trei, patru, aș putea să mai pun încă una, cinci, apoi să vină așa. Partea asta, apoi sau să mai, cred că ajunge, cred că este suficient. Nu o să fac ceva cu etaj sau dacă fac cu etaj, încă nu m-am gândit, dar n-aș vrea să fac ceva cu etaj sau cel puțin n-am idee momentan. Așa, cred că așa ar ajunge. Bun. Și mi-ajung și plencurile astea, logurile, lucru care e chiar foarte tare. Așa, sparge-te și sparge-te și văd că avem niște copaci în partea asta. De fapt, cred că aș putea să iau copaci și să pun niște sapling-uri să mai crească pe aici, pentru că o să cam rămânem fără lemn, pentru că nu e o zonă chiar așa de plină de lemn. Oi! Știu că nu mă bate. Așa. Stați să luăm pe aici ce-i de luat. Da, chiar eu pot să pun așa. Sunt unele mod pe curând în care nu pot să pun lemnul direct peste iarbă și chestia aia mă încurcă grav. Ah, nu că oricum nu m-aș încurca, dar vă dați seama ce înseamnă să mă încurc și mai rău. Bun. Așa. Ciudat. Nu trebuia să-mi fi pus inventory tweaks-ul automat, următorul stack de plank-uri în mână. Știa cu că stau și mă gândesc, nu, că florile chiar n-ar avea de ce să le fi înlocuit cu chestia de-asta. Dacă la iarbă mai înțelegi, dar la flori nu, chiar n-ar avea cum. Ai de capul meu, încă puțin aici și după aia putem trece la chestiile mai... importante, să zic așa, cum ar fi casa propriu zisă. Bineînțeles că toată zona asta o să fie înlocuită de fensuri, deci nu știu de ce am pus, de ce am făcut așa puține fensuri. Așa, de fapt da, dacă stau să mă gândesc, o să fie chiar ceva asemănător cu ce făcuse banana. Bine, nu știu cât mai țineți minte ce ai făcut se banana, dar da. O să vină așa, în partea asta o să fie fensuri, în partea asta o să fie o zonă, un fel de, nici nu știu cum se numește aia. Ah, mă rog, o să vedeți voi, terasă, cred că terasă se numește. Și partea o să vină o căsuță și cred că asta o să fie cam tot ce o să construiesc momentan, ca și ca să mă refer. Bun. Aranjez astea pe aici. De fapt nu vreau să aranjez astea pe aici. Am nevoie de lemn. De fapt, da, las-o așa. 42 de butoane. De ce nu? Trebuie să mă duc după lemn neapărat. Și se face și noapte și eu nu cred că am pat. Bun, de asta mai am nevoie de încă una. Uite aici. Per... unde e? De tragi de amiază este. Așa l-am luat și mai trebuie să fie pe aici o bucată de lână albă, uite-o. Și mai aveam eu o bucată de lână și nu mai am lemn. Luăm lemn, nu-i problemă. Ha, interesting. Foarte interesting, de fapt. Știi, acum că stau și mă gândesc că chestia e făcută din lemn. Fui. Așa. Pătuc, 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 pătuc. Bun. Treci și culcă-te. Așa.
Apoi în partea asta, de fapt, stai să văd dacă am de câte fensuri să mai am nevoie. Și o să vin așa. De fapt, stai, înainte să terminăm, vreau să văd, și oricum o să mai avem nevoie de fensuri, vreau să văd cam cum ar arăta intrarea, dacă și în partea asta mai avea fensuri. Bun, și aici, gen, aș putea să pun în partea asta un... un glowstone, să arate așa, frumix. Bun. Zona asta o să arate ok momentan, deci până acum îmi place cum arată, dar având în vedere că mă cunosc, mă aștept oricând, la orice clipă, să o dau în bară, pentru că, ne, așa sunt eu. Mai mult ca sigur o să iasă până la urmă ceva ciudat, chiar dacă eu acum stau și mă gândesc și, oh, mamă, ce fain arată în capul meu, și o să iasă o căsuță din aia, gen un cub și cu un acoperiș și înăuntru o să fie puse multe chesturi și multe căcaturi de genul. Bun, am nevoie de mult lemn, văd în partea asta că este un swamp și asta e super. Stai că văd un copac în partea aia care arată promițător. Da. Am o idee. Ia stai să fac eu un pickaxe de diamant. Pentru că ăsta, de fapt stai că parcă era nu. E 3H. Și acum pot să văd durabilitatea. Acum pot să văd durabilitatea. Nu înțeleg ce n-am făcut asta până acum. Acum pot să văd durabilitatea itemelor. Mă rog, itemelor. Bun, stai. Ah, așa, 3 diamante. Sau 4, de ce nu? Și putem crafta un topor de diamant. Oricum o să avem nevoie de chestii de genul. Ah, l-am la mine, nu contează. Vreau să spar copacul ăla și să sper din tot sufletul să-mi dea lemn. Dar parcă îmi dă. Parcă să zic că îmi dă, nu mai țin minte. Parcă așa am făcut eu răstați. Parcă așa am făcut eu rost de... Da, uite, da, de la copacul ăsta am luat eu mult lemn. Deci ar trebui să fi... Ce căcat... Asta e un copac... ăsta nu o să fie... Asta e un dungeon. Un fel de mini dungeon. Deci nu-l putem lua. Mama lui. Oh, shit. Oh, snap. Da, e un dungeon. Fuck this, mate. Fuck this. Știi ceva? Fuck this shit. Îmi văd de treaba mea. Eu omor pe ăștia. Și după ce eu omor... Pepene. De fapt, stai. Cred că aveam pepene. De ce am luat pepenele? Frate, stai Hexit. Găsești des pepene. Ai. Bun. O să încerc să sparg o bucată și să sper. Am sperat. Nu merge așa. Și mă întrebam, de fapt stai ce are asta. Fire aspect 1. Stai că asta e chiar faină. Hai să vă arăt o șmecherie cu fire aspect-ul. Living metal glaive. Asta e chestia de se regenerează singură. Bun. Așa. Vedeți, cu chestia asta nu mai trebuie să prăjim carnea. Și îmi place că gen, lasă slânge chestiile astea când le ataci. Și acum avem carne prăjită. Nu mai bun. Bun. Fain. Bine, oricum avem o groază de mâncare, dar hei, e o mâncare în plus, ceea ce e bine. Așa, bine că avem în partea asta copaci din ăștia mai lungueți, mai mare așa. Pentru că n-aveam de gând să stau să spară câte 20 de aia micuți, mai bine sparg 5 de ăștia mari. Și văd în partea asta că e foarte mult, cum se numește, găsim foarte mult clay. Am putea să facem acoperișul din bricuri, deși ne vă dați seama că o să fie mie destul de ciudat să stau să adun toate astea. Noi bai am putea, pentru că în momentul de față avem un stack și ceva de alea
de bricuri și am putea să, adică aș putea să vin și să iau off-camera chestii și pe urmă să le pun. Bun, stai, mă uit și așa. Ce e asta? Aici am fost data trecută. Aș vrea să mai găsesc un copac de genul. Cred că ar trebui să vin în zona asta, pentru că uite tot aici am găsit. Da, o să mă duc și acolo imediat ce o să îmi termin căsuța. Așa. Încă o văcuță. Da. Ai, 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 ai. Știi momentul ăla când... Invisibility. Da. Da. Știi momentul ăla când realizezi că... Nu știu cum să zic. You fucked up? Ah, ok. Aparent o să trebuiască să folosesc lemn ca să scap, pentru că nu am altceva. Și n-am nici pickex, n-am nimic la mine. Gata. Bun. Ăsta. Dar văd că rezistă ceva băjetul. Ok, în partea asta mai spargem niște lemne. Și ziceam că vreau să mă duc să explorez. Cred că am vreo două episoade. Vreau în primul și în primul rând să termin casa, să-mi pun chestiile în chest. De fapt, în chesturi. Să le am acolo puse bine și după aia... Băi, sincer, nu știu. După aia mă duc, explorez puțin. După aia vreau să mă duc și prin Nether și prin Twilight. Și da, cred că am asta o să fie ce o să fac momentan și după aia mai văd. Că pentru... ce mi-am propus, eu cred că mai am vreo 10 episoade tot așa de explorat, să zicem. Plus că Nether nici măcar n-am intrat până acum, deci o să fie și pe acolo chestii de văzut și făcut. Bun, hai să zicem că momentan e suficient, cred că mi-ajunge pentru o casă înapoi. Aș putea data viitoare să vin să explorez dungeonul ăsta în formă de copac. Aș putea. Aș putea să fac multe. Nu știu ce o să fac, dar o să fac eu ceva eventual. Eventually. Eh? Why not? Bun, ce voiam să mai fac? Cred că mai am nevoie de niște... Da, mai am nevoie de niște de-astea. Nu multe, totuși. Mai am nevoie de câteva... De fapt, hai să mai facem să fie făcute. Să avem acolo fensuri. Pentru că tare mică o să mai folosim. Adică nu cred eu că astea sunt toate folosite. Da, bun, avem suficiente. Apoi în partea asta până pe aici o să fie făcută o... Acum că stau și mă gândesc, aș putea să mai fac un... Să mai tai puțin de aici și să mă duc încă câteva blocuri mai în spate cu astea, să am loc mai mare de casă. Da. Doamne, greu se sparge, nu știu cum să fac. Da, o să ne mai chinuim noi puțin, dar cred că așa o să fac. Știți, de fapt, cred că opresc aici episodul... De fapt, nu opresc aici episodul, what the fuck. De fapt, da. Cred că o să opresc aici acest episod, deși a fost scurt. Ok, hai să fie astăzi două episoade din Hexit.
Ok, deci dacă vedeți episodul ăsta astăzi, când este pus, atunci reveniți și o să vedeți cel de-al doilea episod.